Salut și bine ai venit la cursul introductiv de Node.js. Dacă n-ai mai folosit Node.js niciodată, poate te întreb ce este de fapt. Da? Poate ai scris cod de JavaScript, poate l-ai executat în browser, poate ai mai scris aplicații client-side, da? poate te-ai mai jucat cu JavaScript în browser. Dar contextul lui Node.js este un pic diferit, pentru că Node.js este un runtime de JavaScript care e bazat pe engine-ul V8 sau V8, care stă la baza tuturor browserilor care folosesc Chromium, cum este Google Chrome, de exemplu, cum este Microsoft Edge, și multe alte browsere de pe piață. E bine, Node.js permite developerilor de JavaScript să jureze codul chiar și în afara browserului. Da? Dacă până acum ai creat aplicații de JavaScript pe care, bineînțeles, le-ai executat în browser, Node.js îți permite să ții codul ăla de JavaScript și să-l execuți în afara browserului. Există, bineînțeles, ceva diferențe și limitări despre care o să vorbim imediat. Dacă nu ești familiar cu termenul ăsta de runtime, gândește-te la asta ca la un automat în care bagi niște bani, iar el îți dă un produs. Cum sunt aparatele alea în care bagi 5 lei, 10 lei și îți cumperi un suc sau un sandwich sau așa mai departe. În cazul Node.js, în loc să bagi bani, bagi niște cod de JavaScript iar el îl execută și îți întoarce rezultatul. Acum hai să vedem ce ai nevoie pentru a putea folosi și tu Node.js pe PC-ul tău. Pentru a putea folosi Node.js trebuie să mergi pe nodejs.org. Asta este pagina de pe care poți descărca installerul de Node. Da? Eu, am, eu folosesc sistemul de operare Windows evident și am aici um, download pentru sistemul de operare Windows. X64, da, 64 de biti. Dacă folosești alte sisteme de operare decât Windows, pentru că dacă o să apăs pe butonul de download, fie ăsta, fie celălalt, o să-mi descarce, evident, versiunea de Windows. Dacă folosești alt sistem de operare, cum ar fi MacOS sau Linux, pentru că ar fi trebuit totuși să menționez asta în uh, introducere, Node.js este cross-platform da, și este suportat atât pe Windows, cât și pe Linux, cât și pe MacOS. Dacă folosești unul din celelalte sisteme de operare, poți să mergi aici la Other Downloads. Da? Am clic aici și avem toate sistemele de operare, avem Windows, MacOS Installer sau Source Code, da? în funcție de ce folosești, poți să vezi aici în tabelul ăsta ce anume trebuie să descarci. Dacă ai Windows, bineînțeles, Windows Installer, 32 și 64 de bits, MacOS, la fel ai aici mai multe variante în funcție de, nu știu, hardware pe care îl folosești și Linux binaries, Da, în funcție de setup-ul pe care îl ai, descarci varianta de care ai nevoie. Descarci setup-ul și instalezi Node.js. Nu o să mai trec acum prin pașii de instalare pentru că sunt destul de triviali, dar până o pauză la acest video, descarcă Node.js, instalează-l și revin pentru că vreau să continuăm. Acum legat de versiunea pe care uh, trebuie să o alegi, pentru că vezi aici că ai un LTS version sau Long Time Support version uh, care este recommended for most users. Da? Sau Current, care este are latest features și așa mai departe, dar în general recomand instalarea versiunii LTS cum recomandă și Node.js, da? Deci des, încearcă să descarci versiunea LTS, nu versiunea current, da? Dacă o să dau un back aici, o să mergem în pagina anterioară, o să vedem că, de fapt, versiunea LTS este 18.14.0, iar versiunea curentă este, de fapt, 19.6.0, adică cea mai recentă versiune e, de fapt, asta, dar nu e chiar cea mai stabilă versiune și atunci cea mai stabilă și suportată versiune, că și asta e important. Long time support înseamnă că este o variantă care va fi suportată în timp și va primi update-uri în caz de ceva. Versiunea de vârf este mai mult o versiune care merge cumva experimental și se stabilizează versiunile din urmă pe parcurs. Deci îți recomand să instalezi versiunea asta LTS. Bun, acum dacă ai instalat deja Node pe PC-ul tău, tot ce trebuie să faci ca să verifici că s-a instalat corect este să deschizi un terminal, în cazul meu am un terminal de PowerShell, și să scrii node dash version. Eu n-am chiar ultima versiune, nici măcar aia LTS, am o versiunea 16, dar nu are nicio importanță pentru că nu vom folosi nimic din ce a apărut în versiunile ulterioare de după 16 în tutorialul de azi. Deci poți să vezi în felul ăsta. Dacă ai scris node -dash version și ți-a apărut o cifră, eventual ți-a apărut fix versiunea pe care ai văzut-o pe pagina Node.js, suntem în regulă, Node a fost instalat corect și funcționează pe PC-ul tău. Am deschis și o fereastră de VS Code aici în care am creat un fișier pe care l-am denumit Server.js. Da, l-am denumit Server.js pentru că evident este JavaScript care rulează pe server, în general, nu în browser. Da? Și atunci nu o să-i zic index, cum i-aș fi zis în mod normal, fișierilor pe care le-aș fi rulat în browser, i-am zis server.js pentru că este JavaScript pe server. Da? Nu am altceva aici, este singurul fișier pe care am server.js. Acum câteva diferențe, că spuneam în introducere că sunt câteva diferențe sau limitări, dar nu chiar limitări, mai degrabă diferențe între Node.js și JavaScript pe care îl rulezi în browser. Una și cea mai mare dintre ele este că Window, așa cum ai în browser, nu există, pentru că, evident, în cazul ăsta nu avem niciun Window, nu există fereastra de browser, nu rulăm codul în contextul browserului. Și atunci Window nu există, nu poți să mai apelezi Window, orice tu aici, doc, document, create element și așa mai departe, nu există query selector, nu există get element by ID și așa mai departe, nu există nimic din ceea ce poți face în browser pentru a manipula în principiu domul. Da? Nu avem DOM aici, nu există HTML, nu există absolut nimic. Este JavaScript care rulează cumva într-un mediu izolat. În schimb, în Node.js, contextul global nu mai este Windows evident, este global. Da? IntelliSense-ul este un pic în aer, dar pe aici, prin global, ar trebui să avem mai multe lucruri. Și ca să vedem câteva chestii, haideți să printăm primul, primul lucru în consolă și să vedem cum putem să și rulăm codul de JavaScript folosind Node în schimb, în loc de browser. Și spuneam că încercăm să vedem ce avem în acest global. Da? O să dau un save și o să deschid aici un terminal. Iar în terminal, pentru a executa codul ăsta pus în fișierul server.js cu node, trebuie să venim aici în terminal, să fim la locația fișierului, bineînțeles, și să scriem node server. Da? Poți să pui și js, dar în general nu ai nevoie de extensia fișierului. Poți să scrii doar node server și o să vezi că ne-a prindat pe aici pe ecran o grămadă de chestii da? care sunt în obiectul de global al Node.js. În obiectul ăsta de global avem mai multe chestii, cum ar fi, de exemplu, process. Da? Process e unul din obiectele pe care o să-l apelezi ca să, de exemplu, citești configurările serverului. Dacă o să curăț acum ecranul și o să fac din nou Node Server, o să vezi că avem aici o grămadă de detalii despre obiectul proces. Da? De asemenea, putem să mergem mai departe și deci să scriem .env despre environment, da? Și o să dăm din nou node server și să vedem că ne printează o grămadă de alte chestii pe aici, o grămadă de detalii. Bun, acum hai să mergem mai departe și să vedem cum putem să creăm și noi un web server folosind Node.js. Web serverul ăsta joacă în general rol de server pentru aplicațiile tale client-side. Da? Deci dacă ai o aplicație care rulează în browser, o aplicație care afișează niște date către utilizator, tot timpul aplicația asta va, chema server, va apela un server pentru a primi datele de care are nevoie. Serverul ăsta poate răspunde prin răspunsuri JSON sau fie prin pagini HTML deja randate. Hai să vedem cum putem să creăm și noi un server simplu folosind Node. Pentru a crea serverul ăsta avem nevoie să importăm pachetul HTTP din Node. Da? Pentru a importa pachete externe, Node ne pune la dispoziție o grămadă de pachete din astea externe pentru a ne face development mai ușor și a nu fi nevoie să reinventăm roata să scriem totul de la zero. Pentru a crea un web server avem nevoie de pachetul HTTP și o scriu și eu aici cons HTTP require http, dacă nu s-ar juca pre cu mine, ar fi perfect. Require http, da? Și ăsta este modul prin care poți să importi pachete din Node în proiectul tău, da? Doar scrii require și dai numele pachetului. Dacă nu ești sigur, poți să mergi aici și să apeși și un control space și o să vezi că îți sugerează unele chestii. Mă rog, dacă nu pui uh, complet, nu îți sugerează tot ce trebuie. În fine, se pare că Intellisense-ul nu e uh, în apele lui azi. Vă spuneam mai devreme că putem citi din configurările serverului folosind process.env. În general, în fișierele astea de configurare se regăsesc hostul și portul serverului pe care noi vrem să-l pornim. Și o să declarăm aici și noi o variabilă pentru host și o să zicem fie process.env.host, da? asta să zicem că e numele variabilei noastre. Dacă nu există variabila asta pentru că noi nu avem nimic configurat pentru serverul nostru, putem să punem sau localhost. Da? Deci în cazul în care găsește valoarea lui host în configurare să ia valoarea aia, dacă nu, să pună localhost. De asemenea și portul, scriem const port equal process.env.port. Da? La fel, dacă nu găsește absolut nimic, o să punem portul 3000. Acum cam asta e tot ce trebuie, tot ce avem nevoie pentru a crea serverul. Așa că haideți să mergem să creăm acum serverul. Zicem const server equals http, vedeți că folosim http-ul pe care l-am importat puțin mai devreme, punct create server. Da? Și metoda asta are un callback care are doi parametri. Un request, care o iau să zicem IREQ, așa o să vezi peste tot în node, nu stă nimeni să scrie numele complet request sau response, și rest pentru response. O să-ți explic imediat ce care e treaba cu callback-ul ăsta și cum îl folosim. Acum, ce s-a întâmplat aici? Noi am spus lui node, creează-mi un server HTTP, da? creează un server http, ăsta este requestul care vine în momentul în care serverul este apelat, iar ăsta este obiectul de răspuns pe care noi trebuie să-l manipulăm și să dăm răspunsul clientului mai departe. Dacă nu o să dăm acest răspuns, pur și simplu requestul de la client către server va fi agățat până probabil va da timeout. Așa că haide să manipulăm și noi răspunsul ăsta și zicem rest.status code, da? în primul rând status code pentru că trebuie să dăm un status în momentul în care vine un request HTTP de la un client din browser, de la orice fel de client posibil, o să zicem, de test pentru moment, o să zicem că răspunsul este 200. Da? Adică 200 ok, adică totul a fost în regulă. O să adăugăm aici un header și facem header, să punem și noi content type și la content type o să-i punem text slash plain, da? pentru că vrem să, să întoarcem text simplu și pentru moment cam atât. Pentru a încheia request requestul trebuie să scriem rest.end, adică trimitem răspunsul. practic am avut ce am avut de făcut, și acum trimitem răspunsul către client sau către browser, dacă vrei. Bun, am creat serverul, dar momentan serverul nostru nu este pornit, da? Din punct de vedere al execuției codului, serverul a fost creat, aici a fost creat obiectul și așa mai departe, dar nu este pornit. Pentru a porni serverul, trebuie să facem server.listen, da? Și să pasăm portul pe care l-am declarat mai sus, pe care l-am declarat la linia 4 și hostul de asemenea pe care l-am declarat la linia 3 și apoi un callback fun function pentru a uh, adaugă aici o linie de log pentru a ști că serverul nostru a pornit. Și zicem uh, server running at http și punem și noi uh, care este hostul și portul de asemenea, ca să știm exact la ce host și la ce port am pornit serverul de node. Bun, și cam asta este tot. Cam asta este serverul nostru web. Dacă mă duc în terminal și o să scriu acum node server ca să execut codul, și se pare că am făcut o greșeală aici, dar am scris process cu un singur s când am declarat portul, n n-am văzut asta. Ok, o să dau un clear screen și o să fac din nou node server. Da, și vedem server is running at http localhost portul 3000. Dar pentru că nu întoarcem nimic în momentul în care terminăm uh, răspunsul, nu ne este afișat nimic. Haideți să punem și noi aici hello world. Da, dăm un save. Acum trebuie să mergem din nou în terminal să oprim procesul. Da, o să dau control c pentru a opri serverul care mergea și stau din nou node server. Dacă mă duc din nou în browser și fac refresh. O să vedem Hello, world, adică exact textul pe care l-am returnat în momentul în care requestul nostru a fost terminat de la server. Dacă merg aici în uh, Developer Console și merg la network și mai dau un refresh, o să vedem câteva detalii. putem să vedem câteva detalii aici. În legătură cu status da. request method este GET, bineînțeles status codul pe care și noi l-am setat în cod la momentul ăsta, restul status cod este 200, după cum vezi și aici este 200, mă rog, localhost adică 127.001 portul 3000 și putem să vedem și headerul pe care l-am setat care este text slash plain. Există mai multe valori pentru headerul ăsta content type, pentru moment o să lăsăm text plain. Și cam atât putem să vedem pe aici pentru că restul lucrurilor nu sunt populate de către noi din nou sunt, mă rog, chestia de agente care vin automat cu requestul HTTP. Bun, asta a fost o mică parte, o mică introducere în cum să ridici un server, da? Dar haide să vedem acum cum putem să citim, de exemplu, fișiere de pe disc. Cum putem să lucrăm cu fișiere de pe disc, să citim, să scriem în fișiere de pe disc și așa mai departe. Și haide să începem cu citirea unor fișiere de pe disc. Pentru a face asta, avem nevoie să importăm altceva. Dacă în secțiunea anterioară unde am discutat despre HTTP și despre server, uh, am importat pachetul HTTP, de data asta avem nevoie de pachetul FS sau file system. Pentru asta scriem require și facem aici FS, bineînțeles, foarte, foarte simplu. Folosind obiectul ăsta de file system, putem să facem mai multe lucruri. Dacă scrie FS și pun punct, o să vedem că avem aici read file, uh, write file. Mă rog, astea sunt sync, noi o să folosim read file, da, pentru moment read file simplu și vedem că avem aici trebuie să dăm mai mulți parametri. Primul este numele fișierului sau path-ul fișierului dacă fișierul nu este la, la aceeași locație la care este și server.js, fișierul server.js. Și haideți să punem și noi un nume de fișier aici, text test.txt. Da, e foarte foarte greu de pronunțat combinația asta iar ca și callback avem nevoie să dăm o funcție care ia doi parametri, un error și un data. Da? În cazul în care există vreo eroare, error aici va fi Populat, adică nu va veni null, iar data probabil va veni null. În cazul în care totul merge în regulă și putem să citim lucrurile din fișierul ăsta txt, error va veni null, iar datele vor fi în obiectul data. Și atunci hai să punem și noi o validare aici. Dacă error este diferit de null, practic, dacă există, o să logăm eroarea și o să returnăm funcția. Da? Dacă nu, o să printăm pe ecran console.log data. Datele care sunt într-un fișier text anume. Haideți să vedem ce am făcut aici. Da, am apelat file system, obiectul de file system pe care l-am importat aici, să citim fișierul test.txt, care el momentan nu există, da? dar putem să-l și creăm aici. Test.txt și să lăsăm știu, gol pentru moment sau să zicem salutare tuturor. Da? Salvăm uh, conținutul fișierului ăstuia și mergem înapoi în server server.js. Încercăm să citim conținutul fișierului, dar observ că nu am pus niciun pat aici pentru că l-am creat la același nivel cu server server.js, deci nu e nevoie. Și am dat callback-ul ăsta care este executat în momentul în care FS încearcă să citească fișierul cu numele ăsta și în cazul în care avem vreo eroare, obiectul de error va fi populat, în cazul în care nu avem obiectul de data va fi populat. În ambele cazuri încercăm să printăm în consolă și în cazul în care avem o eroare o să returnăm, o să ieșim din funcție aici. Acum, haideți să închid asta ca să nu ne mai încurce, să mergem și noi în terminal din nou, să facem node server. Da, și ce vedem este că avem de fapt un buffer cu conținutul lui test.txt, pentru că nu l-am transformat într-un string. Ceea ce ne-a printat aici este conținutul unui buffer sau un array de bytes. Da? Haideți să încercăm să facem data.toString. Vedeți că avem mai multe metode, toJSON, json, to string și așa mai departe. Acum haideți să dăm node server din nou și vedem aici salutare tuturor. Deci node a reușit să citească conținutul fișierului nostru test.txt și ne-a printat conținutul pe ecran. De asemenea, putem bineînțeles să și scriem în fișierul ăsta test.txt folosind fs.write da, dacă până acum am folosit write file, pardon, dacă până acum am folosit read file, acum folosim write file. E același parametru test.txt ca să știe exact ce fișier să citească. Are nevoie de mai departe de conținutul pe care să-l scrie în fișierul respectiv, da? Data ca și string și să zicem salutare din No JS, da? Iar funcția de callback nu are decât un singur parametru și anume error, da? pentru că nu ne mai întoarce nimic, fiind o funcție de scriere, nu ne mai întoarce datele din fișier. Facem același lucru, verificăm dacă avem vreo eroare, dacă error, logăm eroarea și ieșim din funcție, dacă nu, putem să punem și noi aici un log, console.log, fișierul a fost scris, da? Dăm un save, mergem înapoi în terminal, în caz că te întrebi, pentru a deschide terminalul în VS Code mai ușor, scurtătura de pe tastatură este control.j control.j odată, dacă e deschis îl închide, dacă e închis îl deschide, da? Bun, o să mai curăț o dată ecranul pentru că e destul de puțin spațiu, și haideți să facem din nou Node Server. Da, și vedem fișierul a fost scris, dacă merg înapoi în text, test.txt, avem salutare din nojs Asta înseamnă că a fost scris, a fost înlocuit cu textul pe care noi l-am pus aici, salutare din nojs Problema este că ne-a înlocuit tot textul pe care l-am avut inițial. L-am avut inițial salutare tuturor, acum avem salutare din no da Asta înseamnă că te, te, textul integral a fost înlocuit. Pentru a nu înlocui textul inițial uh, din fișierul respectiv, trebuie să mai dăm aici, de exemplu, încă un parametru pe care îl dăm sub, sub forma unui obiect de genul ăsta, în care pasăm flag a, adică flag A ăsta vine de la append, da? În loc să înlocuiești tot conținutul, fă append, adică adaugă la ceea ce există deja. O să formatez din nou codul. Haideți să înlocuim din nou aici salutare tuturor. Tuturor, semne scamării, save. Mergem înapoi în terminal, control J, facem node server, da? Vedem, fișierul a fost scris. Mă rog, ne-a și executat, ne-a executat și funcția de citire aici cu salutare tuturor, pentru că funcția asta a fost executată callback-ul a fost executat înainte să se scrie fișierul și deci ne-a printat doar prima bucată de text, cea care era acolo inițial. Dar dacă merg în testul texte acum, vedem salutare tuturor, salutare din Node.js. Da? Deci ne-a scris și ceea ce am făcut aici, ceea ce am inserat aici cu write file. O să comentez bucata asta de write file ca să nu ne mai scrie de fiecare dată când rulăm codul în fișier și o să mergem mai departe. Hai să vedem ce mai putem să facem. Putem, de exemplu, să redenumim fișierul ăsta t test.txt Abia așteptam să-l redenumesc, că mi-e foarte greu să pronunț. Bun. Folosind fs.rename. Da? Și la rename, la funcția asta de rename, trebuie să pasăm, bineînțeles, numele actual, test.txt și uh, numele pe care vrem să-l aibă, da? Noul nume pe care vrem să-l aibă. Hai să zicem node.txt, să zicem, da? Și la fel avem o funcție de callback care este, care are un singur parametru cu R. Bun, și acum facem la fel. Dacă error, printăm eroarea și returnăm și mai jos putem să scriem console.log și erul a fost redenumit. Bun, dăm un save, mergem în terminal din nou, curățăm ecranul din nou și facem node server. Și ne spune fișierul a fost redenumit. Dacă o să merg aici, vedeți că deja aici mi-arată VS Code că nu mai există fișierul cu numele test.txt. Dacă o să merg aici în file explorer, avem node.txt. Deci fișierul nostru a fost redenumit, conținutul a rămas absolut la fel. Și o ultima operațiune care este cumva evidentă, o să comentez și redenumirea aici ca să nu ne încurce, și o ultima operațiune pe care aș vrea să o facem este să ștergem fișierul ăsta în node.txt. Pentru a șterge fișierul avem nevoie de fs.unlink. Nu e foarte Sugestiv așa numele dacă mă întrebi, fs.remove, delete, cred că era ceva mai clar, fs.unlink și scriem data asta pentru că ăsta este numele actual al fișierului. La fel avem un callback cu un singur parametru, error. La fel facem, verificăm dacă avem vreo eroare, tot timpul verificăm dacă avem eroarea asta ca să știm exact ce facem mai departe, error, Retur returnăm, ieșim din funcție dacă avem o eroare, dacă nu, scriem console.log, fișierul a fost șters. Bun, dăm un save, mergem înapoi în terminal și facem node server, da? Da, și uh, pentru că am încercat să să și uh, citim conținutul aici, dat node ne-a aruncat o eroare că fișierul nu mai există. Dacă merg aici, server.js și oricum fișierul test.txt nu mai exista pentru că doar ce îl redenumisem, da? Deci oricum fișierul text nu mai există. El a fost șters, ni se spune aici, logul din uh, funcția de ștergere, fișierul a fost șters. Bun, ne întoarcem acum. La ceea ce am discutat înainte despre server, da? despre crearea unui server HTTP, pentru că aș vrea să vorbim un pic și despre cum facem routing sau cum facem rutare. La momentul de față, dacă eu pornesc serverul ăsta și zic node server, server running at, așa, și o să mă duc în browser, l-aveam deja deschis aici, să dau refresh, noi avem doar pagina de home. Da? Orice, orice aș scrie aici, îmi returnează același lucru pentru că nu avem niciun fel de rutare în proiectul nostru. Adică nu avem niciun fel de gestionare a paginilor, ca să zic așa. Dacă scrii slash ceva aici ca să navighezi, nu există nimic altceva decât pagina de home. Și în continuare vreau să vedem cum putem să manipulăm chestia asta și să returnăm, să dăm răspunsuri diferite din server în funcție de URL-ul la care se află clientul sau utilizatorul, dacă vrei, da? Pentru a face asta, o să coment, sau o să șterg de fapt aici răspunsul de Hello World, iar pentru a vedea pentru ce URL este requestul, trebuie să folosim request sau req.url. Da, e evident aici proprietatea asta URL, ne va spune ce este după slash sau dacă este ceva după slash. Dacă nu, în mod default, el o să fie așa. Da? Asta este URL-ul default dacă nu are nimic după slash. Și pe baza ureleului URL-ului din request, o să facem și noi aici un switch și zicem request.url da? și facem prima dată cazul default, pardon, case, cazul default. Dacă este home, putem să facem rest.end, home page, da? să zicem ceva punem un break, apoi mai departe facem case și putem să zicem about, să zicem că avem o pagină de about, facem rest.end, rest, .send, uh, rest .end, pardon, about page. De asemenea, punem aici un break, mai departe facem case, dacă n-aș fi pus și uh, ghilimele, fi fost perfect, case, contact, să zicem că mai avem o pagină și facem rest end, contact, page. Punem un punct și virgulă, punem și un break aici. Și acum avem trei cazuri. Cazul în care avem, suntem la pagina de home, la pagina de About și la pagina de Contact. Haideți să mergem să pornim și noi, să repornim de fapt serverul, pentru că era deja pornit. Nou server din nou, server running at, același lucru. Mergem înapoi în browser și apoi dacă o să șterg aici, o să pun doar așa, o să ne ducă la homepage. page, vă cum vezi. Dacă o să mergem să fac slash about page, da, o să ne ducă la about page, evident, contentul aici s-a schimbat, și dacă o să facem slash contact, cred că am uitat să închidem requestul la contact sau ceva. Rest.end contact page. A, ah, n-am pus slash, da? Am uitat să pun slash, trebuie slash contact. Acum o să mergem să dăm un stop și să dăm un refresh. About page, să scriu din aici contact. Dacă dădeam și restart la server, era perfect. Node, server, da? Repornit serverul. Și acum dăm aici din nou un refresh și vedem contact page. Deci le luăm about page, about page și dacă nu punem absolut nimic, ne duce la home page. Putem să punem de asemenea aici și um, cazul default, să zicem default, în cazul în care nu găsește niciuna din paginile astea, nici, mă rog, nu ești nici pe home page, nici pe about, nici deci pe contact și așa mai departe. Cazul default este să facă rest.end și să zică not found, da? Fă break, Restartăm din nou serverul, mergem din nou în browser, dăm un refresh, bineînțeles că homepage este ok, dar dacă aș pune ASD, de exemplu, ne spune not found, pentru că pagina asta slash ASD nu există. Toate celelalte vor funcționa corespunzător, pagina de contact, pagina de about și așa mai departe, toate vor funcționa la fel. În cazul în care avem ceva și aici, ne spune not found. Bun, acum revenind în VS Code, există o modalitate de a rula codul și direct din VS Code fără să uh, executăm comanda de node și numele fișierului în terminal. Putem să venim aici la baza fișierului, nu mai am nimic altceva aici, putem să facem F5 și VS Code o să ne întrebe de care environment vrei, de care, pe care environment rulezi. Vezi, ai web app în Chrome, web app în Edge, VS Code Extension, Development și așa mai departe și Node.js. Dacă o să pui aici Node.js, o să vezi că VS Code ți-a ți rulat codul de JavaScript și deja ți-a spus aici în debug console uh, server running at http://localhostport3000 da? că merg înapoi în browser și o să fac refresh, aplicația o să meargă fix ca înainte fără niciun fel de problemă. Da? Deci este același lucru. Uh, ideea este că în modul ăsta putem să facem și debug. VS Code atașează un debugger codului nostru și putem să vedem o grămadă de chestii. Dacă o să pun un breakpoint de exemplu aici sau de fapt nu la linie, ci mai degrabă aici în momentul în care vine requestul către server. O să pun un breakpoint aici și o să merg înapoi în browser și o să fac un refresh. Fac refresh și dacă merg înapoi în VS Code acum, vezi că s-a atașat un breakpoint aici, codul, execuția codului s-a blocat. Și putem să vedem aici o grămadă de detalii. O să închid watch-ul aici sau să-l dau mai jos cumva ca să vedem și call-ul cu ca să vedem mai multe și vedem o grămadă de detalii, de exemplu detalii despre request, da, incoming request. Avem aici o grămadă de câmpuri care ne dau detalii despre ce se întâmplă, HTTP version, metoda care este get, HTTP version major, version minor și așa mai departe și cam atât chiar și URL, da, vedem URL cel pe care noi facem switch-ul aici, vedem că URL-ul este slash, dacă o să las codul să continue, o să apăs aici pe butonul ăsta de play sau F5 și o să merg în browser și o să pun aici slash about și mă întorc în VS Code, o să vezi că de data asta URL este slash about, da? exact ceea ce am făcut noi aici. Nu mai este simplu slash. Avem ceva detalii despre host, după cum vezi local host 3000 și o grămadă, o grămadă de alte detalii. Pe măsură ce executăm codul nostru, putem să facem debugging, da? adică putem să navigăm linie cu linie în cod, folosind tasta F10 sau folosind, de exemplu, butoanele astea de aici de sus. Dacă vrei să facă step over, adică să ia linie cu linie, dar să nu intre în funcțiile de mai de jos. Noi nu avem altă funcție mai de jos în momentul ăsta. Dar dacă vrei să ia linie cu linie și să execute codul, poți apăsa pe F10 sau pe uh, săgeți asta de aici care zice step over, da? Și vezi că pe măsură ce codul se execută, și aici se schimbă niște lucruri. În momentul în care facem response.setHeader, o să mergem, putem să mergem aici la response și o să putem să mergem la Uh, he headers, da? ne spune că este deprecated, dar nu o să fie o problemă, o să-i dăm view și vedem aici că avem content type text plain. Avem și header, a, ah, header name este content type și aici avem și headers, câmpul header, nu știu exact care e de actualitate, dacă e header sau header names. Avem text plain, exact uh, header valoarea header-ului content type pe care noi l-am adăugat. Și putem să mergem mai departe, da, linie cu linie. Dăm F10 și vedem că a ajuns execuția aici la About. Da, și evident ne returnează uh, About textul About page. Vedeți că pe măsură ce codul se execută, de exemplu, răspunsul a fost trimis către browser, aici s-a modificat valoarea headerului Și avem HTTP 1.1, adică versiunea 1.1 de HTTP și răspunsul 200 OK. A fost executat break-ul și mai departe, mă rog, acum a reintrat în metoda de create, server. O să dau F5 și o să las să ruleze. Deci ăsta e modul prin care poți să faci, de exemplu, debugging. Dacă ai o problemă cu aplicația ta de Node, poți să rulezi codul direct în VS Code și să vezi lucrurile astea în timp real, da? să vezi toate valorile variabililor, să vezi ce returnează anumite funcții și așa mai departe, ca să descoperi unde sunt problemele. Bun, haide să dăm stop aplicației în momentul ăsta și să închidem din oferă asta pentru a nu ne mai încurca. Acum hai să vorbim un pic despre module, despre importul modulelor, cred că am specificat deja la început, adică am zis aici că folosind keywordul require, putem să importăm module, da? putem să importăm, putem să cre ne creăm și noi propriile module în interiorul aplicației noastre. Nu e uh, neapărat nevoie să folosim doar modulele pe care ni le dă nou și tot timpul o să ai nevoie să scriezi propriile module. Da? Așa că hai să mergem aici în Explorer și să creăm și noi un fișier nou, să zicem, hai să zicem că avem nevoie de o funcție care să ne permită accesul la o bază de date. Noi nu o să folosim un clipul ăsta o bază de date, o să folosim tot așa un fișier, nu text, dar JSON, cum ai văzut mai devreme. Da? Așa că hai să creăm aici un alt modul și să zicem db.js. Da? În acest db.js hai să creăm o funcție și să zicem connect. Da? O să zicem connect și în funcția asta connect doar o să returnăm un fișier care se cheamă db.json. Noi da, o să folosim un fișier JSON pentru a uh, mocui baza de date, să zicem. Îl și creăm aici, db.json, ca să fie totul în regulă. Deci, funcția asta DB, funcția asta connect, nu returnează decât numele fișierului db.json, da, care în momentul ăsta este gol. Bun, acum vine întrebarea, ok, și cum importăm aici în server.js, cum importăm funcțiile pe care le avem aici în db.js, pentru că nu putem să facem const db și să zicem require require db2js. da? pentru că nu o să meargă în felul ăsta. Trebuie și un uh, punct slash aici ca să îi dăm path de unde să ia modulul și dacă o să încerc să fac connect, funcția pe care am declarat-o uh, aici în db2js function connect, da? și o să încerc să rulez codul node server, o să vezi că sunt anumite erori da? și ne spune require connect is not a function, Adică nu recunoaște importul ăsta, nu știe de unde să-l ia, deși noi am spus, băi, am nevoie de uh, funcția connect din fișierul db. De ce nu recunoaște funcția asta Connect? Pentru că noi nu am exportat-o de aici. Și acum, dacă ești familiar cu ES6 sau cu sintaxa de JavaScript pe care o folosești ca să scrii JavaScript în browser, JavaScript pentru browser, ca să zic așa, în mod normal ai fi făcut aici Export Default Connect. Da? Ai fi făcut chestia asta și ar fi mers. Dar dacă o să dau Save, și o să încerc să rerulez codul, o să zic nou server, o să vezi că iarăși ne dă o eroare și ne spune unexpected token export. De ce? Pentru că, haideți să curăț și ecranul aici, pentru că Node.js Node.js nu folosește EX, ES6, nu folosește sintaxa de ES6, ci mai degrabă folosește CommonJS, care este o altă sintaxă de JavaScript. De asta vezi și require aici și nu vezi așa cum facem browser, de exemplu import HTTP from Http, să zicem, da? Sintaxa asta nu este validă, by default, în Node.js, da? Ce mai degrabă, sintaxa cu require, care este common.js. E un, o sintaxă diferită de, de JavaScript decât cea denumită 6 da? Și atunci, ștergem asta, mergem înapoi în db.js, iar pentru a exporta funcția asta din modulul db.js, va trebui să facem, în schimb, module.exports și să dăm aici la exports toate funcțiile pe care vrem să le exportăm din modulul ăsta. În cazul ăsta avem doar connect. Da, o să dăm doar funcția connect. Acum dacă mergem înapoi în server de OGS, sau mai degrabă hai să rerulăm aplicația. Vedem că totul funcționează în regulă. N-am pus niciun fel de console log pe undeva ca să vedem că s-a conectat mai degrabă la baza de date, da și zicem connected to the database. Sau mai degrabă database connected, da, să fie mai scurt, database connected. Bun, dăm un save, oprim serverul și repornim. Da, și vedem database connected. Asta înseamnă că funcția de aici din server, funcția de connect de bază de date, a fost executată cu succes. Acum probabil că ai observat că pe parcursul tutorialului am tot dat stop și start server de 1000 de ori pentru a face modificări în cod, da? Chestia asta e foarte foarte enervant. Poate ți-ai dat și tu seama de chestia asta, dar pentru mine cel puțin e foarte foarte enervant. Dar e în același timp și ușor de rezolvat. E ușor de rezolvat -un, prin instalarea unui pachet extern, da? Nu prin importarea unui modul de Node, așa cum vezi aici, și mai degrabă prin instalarea unui pachet extern folosind NPM. NPM este, vine de la Node Package Manager. Dacă nu ești familiar cu el, o să vedem imediat acum cum putem să inițializăm NPM în proiectul nostru și să instalăm un pachet. De asemenea, toate pachetele de NPM de care ai nevoie, dacă ești interesat de vreun pachet anume sau ceva, poți să mergi aici pe npmjs.org și să cauți aici. Pachetul pe care noi o să-l folosim astăzi se numește NodeMon sau Node Monitoring, da? de la asta vine NodeMon. O să dau Enter aici vedem, este primul pachet. Dacă intrăm pe el, o să vedem o grămadă de detalii despre cum se folosește pachetul ăsta pe care Vreau să-l instalăm și noi acum, dar nu-ți face grijă să discutăm destul de în detaliu. node câteva detalii, cum să-l instalezi, A da, comanda de npm, npm install g nodeman sau npm install save dev nodeman și apoi usage și așa mai departe. Sunt o grămadă de detalii aici, cât și informații despre dependințe, despre numărul de descărcări săptămânale, versiunea și așa mai departe. Deci, din nou, toate pachetele de NPM de care vei avea nevoie, dacă ești interesat să cauți un pachet anume, poți să intri aici pe npmjs.org și o să le găsești aici pe toate. Bun, închidem fereastra asta și ne întoarcem în VS Code. Pentru a putea instala pachete de NPM în proiectul tău, dacă ai un proiect gol, așa cum am eu aici, adică nu a fost inițializat cu altceva, trebuie să mergi aici în terminal și să scrii npm init, npm nu nom, init, da? Dăm enter și o să vezi că o să spună o serie de întrebări, da? o să te întrebe de package name, Node.js Fundamentals. Da, cred că putem să lăsăm package name așa, versiunea putem să o lăsăm așa, descrierea putem să facem skip, entry point nu este db.js, este server.js, test command putem să facem skip, git repository facem skip, keywords nu avem nevoie, author, putem să zicem development factory dacă vrei, enter, license nu avem nevoie, și apoi la final te întreabă, is this ok? Adică să validezi că tot ce ai completat mai sus este în regulă. Dar ți arată un, uh, o structură de tip JSON și te întreabă dacă totul e în regulă. Apeși Enter dacă totul e ok. Și dacă mergem aici în File Explorer din nou, o să vedem că ne-a creat fișierul ăsta package.json. Dacă îl deschidem, o să închid terminalul ca să vedem mai bine, o să vedem că avem aici toate informațiile pe care noi le-am completat uh, mai devreme în terminal, dar rând pe rând name, version description, main, adică uh, fișierul care trebuie să fie rulat, fișierul principal, entry point-ul aplicației, scripts, intrăm in, imediat în detalii și despre chestia asta, autorul și licența care este ISC by default. Cam atât despre package.json, ăsta se creează de fiecare dată, fișierul ăsta se creează de fiecare dată când inițializezi npm în proiectul tău. Da? Acum vorbeam mai devreme despre nodemon, da? ziceam că o să folosim nodemon în proiectul nostru pentru a nu mai fi nevoie să restartăm de fiecare dată serverul, o să vezi imediat de ce. Da? Pentru a instala ceva în proiect, în momentul în care ai inițializat deja uh, npm în proiect, facem npm i sau install, dacă vrei, dar eu folosesc mai degrabă i, e mai scurt. O să scriem dash dash save dev pentru că este o dependință necesară doar pentru development sau poți să pui exact "-g", ca să ți-l instaleze global. Nu e niciun fel de problemă. Eu o să pun save dev și apoi scriem nodeman, da? Exact numele pachetului. Apăsăm enter și așteptăm un pic să instaleze nodeman în proiectul nostru. Bun, a terminat. Ne spune câteva chestii pe aici că a adăugat 33 de pachete și nu știu ce. Dacă o să închid terminalul, o să vezi că aici a apărut o secțiune nouă, dev dependencies, da? Și spune că avem dev dependencies, este nodeman versiunea 2020. Dacă o să merg și în File Explorer, o să vezi că ne-a ne crea, ne creat și un folder nou, Node Modules. Da? Dacă o să deschid uh, folderul ăsta Node Modules, o să vezi că sunt o grămadă de chestii aici, da? o grămadă de lucruri care sunt importate by default în momentul în care noi instalăm un pachet, pentru că node ăsta are și el dependințe la rândul lui și aduce o grămadă de alte chestii. Dacă ne uităm atenți pe aici, o să găsim și folderul lui Nodeman. Da? Nodeman este și el la rândul lui prezent aici. Toate pachetele pe care o să le instalez ulterior folosind NPM vor avea un folder dedicat aici, cât și dependințele lor. Da? Deci să nu-ți faci griji că folderul ăsta o să devină destul de mare la proiectele care sunt cel puțin medii ca și dimensiune, proiectele mai mari, dar o să devină destul de mare și destul de populat cu o grămadă și o grămadă de foldere și de fișiere nu te speria, mai degrabă ignoră tot timpul folderul ăsta pentru că NPM știe ce face și știe cum să spună fișierele astfel încât să poți să folosești dependențele pe care le instalezi fără să te gândești la asta. Înainte să trecem un pic la treabă și să vedem cum funcționează Nodeman, va trebui să discutăm un pic despre secțiunea asta denumită scripts aici în package.json. Da, avem acum niște scripturi pe care le putem executa de asemenea din terminal. Stau un scroll un pic în jos. Și pentru a executa scripturile astea care se văd aici, pentru uh, cele două evidențiate test și start, putem să facem npm test. Ce o să fac? o să ne printeze pe ecran error no test specified. E în cazul în care ai, nu știu, teste unitare în proiectul tău și vrei să le rulezi, și vrei să ai o comandă rapidă pentru asta, scrie npm test și o să se ruleze toate testele astea. De asemenea, mai avem aici și scriptul denumit start, da, care face execută practic comanda asta, node server.js. Adică ceea ce executam noi înainte în terminal, poți să faci folosind npm start. Dacă dau npm start, o să vezi că a făcut același lucru, da? A pornit, a executat comanda asta, node server 2GS. a pornit serverul și, mă rog, a printat pe ecran toate cele. Deci mai pe scurt, cu scripturile astea poți să setezi aici un script mai lung pe care tu îl folosești în aplicația ta ca să execuți diverse lucruri, să pornești aplicația, să rulezi testele, să pornești aplicația în funcție de diferite environmenturi, da? Dacă ai mai multe environmenturi pentru aplicația ta, ceea ce se și întâmplă foarte des atunci când ajungi până în producție cu ea, o să ai un mod de a porni aplicația în development, așa cum facem noi acum, și o să ai un alt mod de a, de a porni aplicația atunci când o pornești în producție, dar nu să pornești la fel ca în development. Și atunci o să ai aici mai multe scripturi printre care, de exemplu, o să ai aici un dev, poți să ai, de exemplu, un prod, și aici să ai scriptul de prod, și așa mai departe. Ce mai trebuie să știe că în scripturile astea, test. Start și încă vreo câteva dintre ele, probabil o să le pun pe ecran ca să fie mai ușor, putem să folosim direct npm și numele scriptului. În cazul lui test putem să scriem npm, npm, pardon, npm test da? și o să ruleze automat scriptul denumit test. Dar ce trebuie să știi este că scripturile astea test, start, stop și așa mai departe au niște aliases. Pentru că în mod normal comanda care se rulează în spate este npm run test, da? r1 run test. Asta este comanda care se rulează de fapt, da? Vezi că s-a întâmplat același lucru, ne-a spus error, no test specified. Dar pentru că uh, test, de exemplu, are un alias, putem să zicem npm test direct sau npm start direct, așa cum am văzut mai devreme. O să modific din nou aici în start și dacă modific în start pot să scriu din nou npm start și o să facă același lucru, dar rulează test, uh, scriptul de start. Dacă o să-l opresc pot să scriu și npm run start și o să facă fix același lucru. Problema apare când ai, un, de exemplu, un script care nu, e, nu se află în cele uh, predefinite, ca să zic așa, și ai, de exemplu, aici dev. Da? Dacă ai în loc de uh, start, pui dev. Dacă o să scrii npm dev, surpriză, nu o să -ți meargă. Ne întreabă Digimin npm run dev, run the dev package script. Da? Adică te întreabă dacă nu cumva voiai să rulezi. Comanda dev dar cum dev nu are un alias atunci nu știe să ruleze direct dev și toate scripturile pe care le definiști aici care sunt cumva custom în afară de cele care au aliases și pe care ți le-am pus mai devreme pe ecran toate scripturile astea trebuie să fie rulate cu npm run dev în cazul ăsta da asta este singura diferență sunt câteva care sunt uh, predefinite cumva și le poți, poți folosi simplu npm start test stop și așa mai departe astea merg by default folosind doar comanda NPM. Pentru toate celelalte, mai ales pentru cele pe care tu le definești în funcție de environment, de exemplu dacă vrei uh, NPM run prod de asemenea, trebuie să rulezi folosind comanda NPM run, nu NPM direct. Bun, acum o să șterg scriptul ăsta de prod de aici, că nu avem nevoie de el, să dau save. Și acum că am înțeles cum funcționează și cu scripturile astea, să revenim la NodeMon. Spuneam mai devreme că n-am putut să rulez, pardon, n-am putut să, să rulez Nodeman direct, așa, pentru că l-am instalat aici local cu dash save dev. Da, Nu o să pot să fac nodeman server 2 nu-mi recunoaște terminalul comanda. Nu e niciun fel de problemă. Ca să rezolv problema asta, trebuie să vin aici și să înlocuiesc, de exemplu, o să pun la loc start ca să-mi fie mai ușor, și să înlocuiesc aici node cu nodeman evident pentru a pasa comanda asta, nu comanda de node. Asta este tot. Venim și facem npm start și acum ce vedem? Că s-a rulat comanda nodeman server.js. Da? Și vedem că avem ceva informații de la nodeman pe aici, versiunea lui. Ne spune că putem să facem tot timpul restart manual de câte ori vrem, Screen rs. Dacă scriu rs, da? starting node server.js și așa mai departe. Ți-am povestit că o să-ți crească productivitatea nodeman ăsta, pentru că de fiecare dată când o să faci o modificare la tine în cod, o să, de fapt, o să fac un pic terminalul mai mic, ca să vedem exact ce se întâmplă. Dacă, de exemplu, o să comentezi partea asta cu DB aici, dau un save. În momentul în care dai save, observ că Nodeman a restartat aplicația. Restarting due to changes, starting no server.js și așa mai departe. Deci de fiecare dată când tu o să modifici ceva, dai un save, observi jos că Nodeman restartează aplicația pentru tine. Când vrei să oprești serverul, doar faci control C și te întreabă, terminate batch job, dai yes sau Y, așa e terminat. Când vrei să pornești din nou serverul cu Nodeman, doar cu Nodeman, doar faci npm start din nou și nodeman pornește din nou. Cam atât de ușor este să lucrezi cu nodeman. O să vezi că zice aici că watching extensions JS, MJS și JSON. Deci dacă ai nevoie de nodeman pentru fișiere de genul TypeScript sau altceva, trebuie să ți-l configurezi diferit. Toate celelalte extensii, în afară de cele specificate aici, nu vor fi urmărite de către nodeman. Deci dacă ai alte fișiere de genul text, de exemplu un proiectul tău, Așa cum am văzut mai devreme, în momentul în care am modificat fișiere text și așa mai departe, Nodeman nu o să fie cu ochii pe alea. Mai degrabă, nodman o să fie cu ochii pe JS, MGS și JSON, toate fișierele de genul ăsta pe care le ai în proiect și în momentul în care faci o modificare, el o să restateze automat aplicația pentru a lua și modificările alea. Bun, acum că am rezolvat și chestia asta, haide să mergem și să adăugăm și chestii mai complicate în proiectul nostru. Haide să mergem să creăm un soi de REST API destul de micuț, unde să salvăm datele în acest db.json în loc de să folosim o bază de date reală, da? ca să fundamentăm mai bine cunoștințele pe care le-am acumulat de-a lungul tutorialului ăstuia. iar pentru a face asta vreau în primul rând să modificăm aici, o să închid uh, fereastra asta de Explorer. Pentru a face asta o să vreau întâi să modificăm uh, header-ul ăsta, să-i zicem că aici returnăm application slash json. Da? Nu, mai nu, mai returnăm plain text pentru că vreau să returnăm json pentru că vreau să creăm un A REST API. Sau mă rog, un REST API foarte, foarte micuț. Bun, și în cazul în care mergem pe home, haideți să punem aici în loc de homepage uh, welcome to my node API. Da? Welcome to my node API. Nu uita că Nodeman rulează în background și de fiecare dată îți aduce modificările. Dacă o să merg înapoi în browser acum și o să încerc să merg la home, în schimb, welcome to my node API, da? fără ca eu să fie nevoie să dau restart la server sau mai știu eu ce. Acum haideți să uh, facem un endpoint cu, ca, cu care putem să citim detaliile din baza de date. Baza noastră de date fiind asta, hai să punem aici într-un JSON, hai să punem un person, să zicem, da, și scriem first name, tot timpul dau exemplu ăsta cu person, că mi se pare cel mai simplu, și zicem Ion, și last name Popescu, adăm save, formatăm și noi codul să fie cum trebuie. Ai grijă că aici jos ai, dacă folosești Prettier, de asemenea, chiar dacă nu folosești Prettier și folosești formatorul de VS Code, să fie aici JSON tot timpul ca să-ți formateze cum trebuie, da? Și faci Shift Alt F pentru a formata codul și ți-l face automat. Mergem înapoi în server server.js, o să închidem db.js că nu avem nevoie de el și o să creăm aici un nou endpoint, o să șterg contact de aici pentru un moment și în loc de about o să punem aici, să zicem că avem un endpoint denumit person. Și în loc de răspunsul ăsta about page, vreau să citim din baza de date și să returnăm toate persoanele care sunt în baza de date. Dar înainte de asta, trebuie să verificăm aici că requestul, metoda requestului este una de tip get, da? Nu post, pentru că o să folosim același aceeași adresă de URL pentru a și crea o persoană nouă, dar cu metoda post în loc de get, da? verificăm aici că este get. Dacă este get, haide să mergem să citim din baza de date și facem nu mai avem modulul de files aici. haideți să reimportăm const fs require fs, da? Save. Ne întoarcem înapoi și facem fs.readfile. Read file for sync. Dacă-ți aduce aminte, numele baze de date o să o găsim aici, pentru că e returnată din funcția asta connect. Numele bazei de date, adică db 2 este de fapt db în cazul asta, pe care o să-l pasăm aici. Da? O să citim din db și o să pasăm un callback error data. La fel verificăm dacă avem vreo eroare și dacă avem vreo eroare o să facem rest tot status code și o să punem 500, adică internal server error, în loc de 200 ok, așa cum am pus inițial aici, mergem mai departe și punem response.end server error, da? Dăm save și dacă nu avem, putem să-și facem return. Dacă nu avem niciun fel de eroare, facem response.end data, da? Pentru că astea sunt datele care vin din fișierul db.json. Hai să mergem acum înapoi în browser pentru a face și noi un test. Dacă o să merg aici la slash person, da, am mai avut aici un Uh, response.endaboutpage o să șterg chestia asta save și refresh și vedem că avem conținutul din fișierul JSON. Deci tocmai am dat un răspuns de tip JSON către client cu datele pe care noi le avem în baza noastră de date care e doar un fișier JSON. Da? Perfect. Am rezolvat metoda de read. Da? Acum mergem mai departe și verificăm aici pe același person dacă nu cumva requestul este un post și facem else if request.method dacă este un post o să încercăm să citim întâi din baza de date, adică o să copiez tot codul ăsta de aici. Dacă o să și formatez ca să fie ok. O să și copiez tot codul ăsta de aici, o să-l pun mai jos, pentru că am nevoie să citesc întâi înainte să pot să adaug o persoană în baza de date și în loc să trimit răspunsul aici așa cum este, la citire, pentru că noi vrem să adăugăm ceva nou. Pentru a adăuga ceva nou, trebuie întâi să citim și să deserializăm JSON-ul într-un array, da? pentru a putea adăuga ceva în el. Și o să zicem const people și zicem json.parse și pasăm data.toString pentru că este un buffer. Da? Și în felul ăsta transformăm people într-un array. De asemenea, dacă vrem să creăm ceva nou, o să dăm aici uh, restul. Stare code trebuie să fie. 201 create, da, ăsta este status codul pe care îl returnezi în general într-un REST API în momentul în care s-a creat o entitate nouă sau o resursă nouă. Bun, acum pentru a citi datele care vin în body-ul request-ului vom avea nevoie să facem request.on, să ne uh, atașăm la un event care se numește data și să punem acolo un callback, da, prin care primim un parametrul căruia să zicem chunk. Funcția asta ce face? Funcția asta citește din body -ul requestului care ajunge pe server, da? pentru că datele persoanei care va fi creată aici în baza de date vor veni prin body -ul requestului. Pentru a citi din body requestului, request adăugăm acest request.on, adică ascultăm după eventul data și luăm datele în format JSON. Să zicem const JSON și zicem JSON la fel .parse chunk to string pentru că și asta e tot un buffer. Da? Și în momentul ăsta avem un JSON cu ceea ce vine în request. Presupunem că e un JSON și nu, nu e vreun alt tip de dată. Apoi o să facem people.push ca să adăugăm datele din JSON, adică noua persoană sau noua listă de persoane de aici, să adăugăm la array-ul de oameni deja existenți în baza de date. Iar la final reserializăm toate datele făcând const, pardon, const all people, să zicem, equals json.stringify, reserializăm uh, array-ul people da? și scriem înapoi în fișierul db.json cu fs.write file db, apoi pasăm all people și callback-ul de eroare, da, error, la fel verificăm dacă avem vreo eroare, atunci uh, facem rest .status code 500 și punem aceleași lucruri ca aici, uh, nu cred că e nevoie să facem return aici de fapt, o să copiez linia asta și o să o pun sub asta de aici, să formatez un pic codul, perfect. Și apoi dacă totul a fost în regulă și s-a scris fișierul, n-a fost absolut niciun fel de eroare, da? la final, după ce aici, după eventul de data, după ce am citit datele și am scris în bază de date și tot ce trebuie, putem să facem rest.n și să încheiem requestul pentru că tot ceea ce a fost nevoie am făcut. Da. Haideți să reluăm un pic, că e destul de mult cod aici și vreau să fie clar. Inițial setăm aici un status code de 201 created pentru că presupunem că nu o să fie niciun fel de eroare, da? Citim datele din baza de date, dacă este vreo eroare, setăm statusul la 500 și uh, încheiem requestul cu server error. Dacă nu este niciun fel de eroare, și mergem mai departe citim, luăm datele care vin din vișierul JSON și le serializăm, adică le transformăm într-un array de obiecte de genul ăsta, așa cum avem aici, de obiecte de genul persoane, da? cu first name și last name. Le-am transformat în people aici, care este un array. Da? La momentul ăsta people devine un array. Apoi încercăm să citim datele din body-ul requestului. Îți arăt imediat și cum testăm chestia asta și cum adăugăm date în body-ul requestului. Citim datele din body, de asemenea le uh, transformăm în JSON, le adăugăm la array-ul de people deja existent, dacă ca să nu le ștergem pe cele care erau acolo. Apoi reserializăm tot array-ul cu datele noi adăugate și scriem din nou în fișierul uh, de bază de date, în fișierul de body JSON, înlocuind deja tot contentul, da, pentru că noi am adăugat deja persoana nouă aici făcând push și apoi am reserializat tot array l-am scris în fișierul de bază de date și asta este tot. Pentru a testa uh, metoda asta de post, o să avem nevoie de un tool sau o unealtă care se numește Postman. Există mai multe tooluri din astea pe piață, eu folosesc în general Postman. Postman care arată cam așa, iar dacă nu l-ai instalat, poți să mergi și tu pe postman.com și aici în downloads, mă rog, pagina de home este asta, da? și ai aici toate versiunile. Uh, Windows, Mac și Linux indiferent ce sistem de operare folosești, merge aici pe Windows, dacă folosești Windows ca mine, îl descarci și îl instalezi. Da? O să închid acum pagina asta și haide să revenim în Postman. Asta este Postman da? și o să-l folosim pentru a crea un post request către URL-ul ăla al nostru, localhost person. Da? O să facem aici new, HTTP request și aici o să punem URL-ul nostru pe care îl avem și în browser, da? De altfel, localhost portul 3000 slash person. Dar pentru că în browser nu putem să facem decât get requests, noi o să putem să facem post, adică nu o să putem să creăm o persoană nouă. Luăm URL-ul ăsta de aici, cu copy, mergem înapoi în postman și facem și noi paste aici. Și aici la get, în loc de get, o să punem post, da? Pentru că asta este metoda pe care noi o urmărim aici, dacă te uiți aici. Verificăm dacă uh, metoda din request este post, pentru a face toate lucrurile astea care stă aici de desubt. Mergem înapoi în postman, am schimbat aici metoda în post și spuneam că toate datele pe care noi trebuie să le uh, colectăm pentru a adăuga în, în baza de date o nouă persoană, aici cu bucata asta de cod, toate datele astea vin în body-ul request-ului. Body-ul ăla este aici, da? E un tab inițial, o să fie aici. Mergem aici la tabul ul body, mergem și selectăm și noi row și în loc de text o să punem JSON, da? Și aici în JSON o să punem un JSON unde o să creăm o persoană nouă, o să-i dau uh, first name. Si-dau numele meu, Bogdan, da și Last Name să zic Petre. Da? Și vreau să mă creez pe mine, practic în baza de date. Pardon, am dat save, nu vreau să salvez requestul. Și cam asta este tot. În momentul în care vrei să trimiți requestul, dacă vrei de exemplu, poți să rămâi la GET și să simulezi același request ca în browser. Da, o să fac un GET request către person și o să vezi că ne-a întors ce e deja în baza de date existent, da? First name Ion, last name Popescu. Dar noi vrem să adăugăm o persoană, da? Nu vrem să citim în momentul ăsta din baza de date, așa că o să mergem să selectăm aici POST, o să mergem la body, o să dau ăsta în jos de aici, da? Și uh, o să trimitem requestul către aplicația noastră. Facem send și vedem că am primit un răspuns gol care nu are nimic uh, în body, dar ni se spune 201 created. De ce? Pentru că ăsta este răspunsul pe care noi l-am dat aici inițial. În momentul în care am stabilit că este o metodă de tip post, am zis status code 201. Dacă era vreo eroare sau se întâmpla orice altceva, ar fi fost status code 500, așa cum vezi pe aici. Dar pentru că am primit un 201 created, haideți să mergem nu în browser, dar chiar și în browser putem să facem acum un refresh și ce vedem este că ne-a trimis înapoi ambele persoane. Bogdan Petre și uh, Ion Popescu. Haideți să dau minimize la asta și să mergem înapoi în postman pentru că e mai bine organizat, zic eu. Și o să schimb aici din post în get și o să fac din nou send. Da? Și vedem că în răspuns primim ambele persoane acum. Ion Popescu și Bogdan Petre. Putem să mai creăm încă o persoană dacă vrem. Să locuim aici uh, Marius... Enache. Iar am apăsat Save, Cancel uh, și Post în loc de Get, Send, 201 create, da? Apoi dacă facem din nou Get, în cazul Get-ului, body ăsta este ignorat, deci nu trebuie să-l ștergi de aici când faci request de Get, nu este niciun fel de problemă. Send și apoi avem acum 3 persoane aici, Ion Popescu, Bogdan Petre și Marius Enake, De asemenea, dacă mergem înapoi în uh, VS Code, și deschid fișierul db.json, o să vedem că aici s-au salvat toate persoanele astea evident, da? pentru că le vedem în, în răspunsurile din Postman și atunci s-au salvat evident și aici. Cam asta este aplicația de Node.js, cam asta este proiectul de Node.js. Sper că ți-a plăcut și sper că ai reușit să înțelegi câte ceva despre cum poți să creezi o aplicație server-side cu JavaScript și Node. Da? Există modalități mai ușoare în Node.js de a crea servere HTTP și de a face handling la toate requesturile astea decât ți-am arătat eu aici, dar astea sunt bazele. Da? Trebuie să înțelegi lucrurile fundamentale și apoi o să trecem ușor, ușor și către alte module care ne fac un pic viața mai ușoară decât să folosim modulul HTTP, de exemplu, din Node. Da? O să-ți las codul și pe GitHub în caz că vrei să mai studiezi ceea ce am făcut aici, dar dacă ți-a plăcut nu uita să lași acolo un like și să te abonezi dacă ești interesat de mai multe tutoriale de genul ăsta.